Salut tuturor, eu sunt Ica și bine ați venit la al 18-lea meu video. Bine, mare lucru. Dar, mă văd bine? Nu știu. Anyway, după cum ați văzut și la începutul videoului și cred că și din titlu, am făcut, de fapt, mai avem atâta. Și facem 100 de abonați. Deci, targetul meu și unul din planurile mele pentru vara asta, anul ăsta, deci, da, oricum, luna asta merg și în tabără, deci o să apar niște videouri destul de șmechere pe acolo. Dar, ce vreau eu să vă spun, că în ultimul timp, canalul meu a început să urce. Să crească foarte, foarte, bine, nu foarte repede, dar ușor, ușor față de alte dăți. Am mai avut chestia asta când am făcut 20 de abonați și am crescut destul de repede până pe la 30 într-o lună, care pentru mine e destul de mult, dar pe mine din luna trecută, da? Luna trecută aveam. La început, da, oricum, nici nu mai am cuvinte, nici nu știu cum să-mi pun cuvintele, pentru că sunt destul de emoționat cu chestia asta, cu cei 100 de abonați, oricum, ce vreau eu să vă spun acum, de luna trecută aveam 71 de abonați, 71. 2, cam pe acolo. Și a crescut foarte, foarte repede. Și cum? Păi cu ajutorul vostru și nu știu, nu, nici n-am cuvinte exact cum să spun chestia asta, pentru că dacă o să aveți și voi sau aveți sau ați avut sau chestia asta când faceți o anumită sumă de abonați sau când mai aveți atâta și faceți o sumă de abonați, nu știu, e un sentiment foarte plăcut pentru că vezi că munca ta e apreciată și toate lucrurile astea. Oricum, luna trecută aveam 71-72 de abonați. L-am dat, a început să urce destul de repede și am făcut bang, 80. Și după, de acolo foarte, foarte, destul, foarte repede chiar. N-am ce să mai spun, foarte repede a început să urce canalul și acum suntem 91 și sper ca săptămâna asta sau luna asta sau până termin eu școala, adică practic vineri, asta nu, joi, nu. Vineri? Asta e minim. Da, ne-a dat vineri. Nu. Da, când termin eu școala, să termin, să fac și ăștia 100 de abonați. Am canalul ăsta, cred că de 3 sau 4 ani, canalul ăsta. Și am avut diferite videouri, editate, needitate, prost făcute, tot, tot, tot. Pentru că practic am avut 3 canale. Deci, unul cu FNAF, Five Nights at Freddy's. Primul a fost Ștefan Alessio, care l-au controlat practic părinții mei ca să nu spun pe acolo vreo prostie sau ceva. Și am tras la primul video la duble de. Cred că am făcut vreo 7 duble pentru chestia aia. Și nu prea mi-a plăcut. Am avut o discuție cu taică-miu și până la urmă. N-am spus cum stă treaba și cum vreau eu să fac YouTube-ul, iar vara asta, nu știu dacă v-ați dat seama până acum, dar eu nu m-am exprimat liber pe canalul ăsta. Iar pentru un canal care e făcut pentru, cu un, pe un site care are You în nume,
E destul de nașpa, așa că de asta acum voi trece la stilul meu, nu neapărat, adică nu o să fac numai stilul meu non-stop, o să mai fac și clipurile în stilul ăsta pe care știți voi până acum, dar și în stilul meu pe care n-am putut să-mi exprim liber din cauza unor mici probleme, pentru că ori se uită cineva, ori alte chestii și acum câțiva colegi știu de chestia asta, câțiva prieteni mei, care sigur o să se uite la video ăsta. Oricum, sunt foarte mândru pentru ce am reușit momentan să fac și știu că nu e o sumă foarte mare, dar pentru mine, un copil de câți ani? Aproape 11 ani, e ceva destul de frumos și chiar sunt plăcut surprins de toată chestia asta. Oricum, asta este un video mai scurt, am vrut să vă spun, să vă informez bine. Cred că unii dintre voi știți deja de chestia asta, cu 90, aproape 100 de abonați. Și până la urmă, știu că v-am spus când m-am reîntors pe YouTube după 2-3 săptămâni în video ăla, vă las link în descriere. Știu că am spus că o să fac un video legat de o chestie mai delicată. Chestia asta o să fac când termin și școala, undeva prin vară. Nu pentru că mi-e lene să o fac acum, pentru că am câteva mici probleme până termin școala și toate astea. Oricum, vă urez cel care dau examen și toate astea acum de final de clasa 4 sau final de alte clase. Vă urez noroc, succes, pentru că vorbim deja dat la română. Trebuie să mai dea la mate și cred că dă miercuri, nu știu exact. Oricum, eu am fost Ica și de ăia 100 de abonați, o să apară că am vreo 3 videouri speciale, așa că fiți pe fază. Eu am fost Ica. Vă mai întreb încă o dată să-mi spuneți în comentarii dacă mă văd urât de la lumina asta. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!